a dat până în... În spatele meu avem două mașini care erau la modă acum 50 de ani. Bine, mașina asta nu era fabricată acum 50 de ani, era fabricată acum vreo 30 de ani. Doar că asta era fabricată acum 50 de ani. Știți deja cu e mașina probabil. Dacă nu știți, asta e mașina lui Eddie și credeți-mă că ne-am chinuit foarte mult să o aducem în punctul ăsta. Și o să și vedeți de ce. Nu merge, stai că intrăm în mașină. Hai să mergem puțin spre Dacia întâi pentru că mașina mea o știți. Și hai să... Și hai să intrăm un pic la interior. Dar înainte să vedeți asta, nu uitați să vă abonați canalului și neapărat să apăsați butonul de like dacă mai vreți clipuri de genul. Stai că vine ușa asta peste mine. Și pe lângă asta eu am mai filmat un clip cu seria 5-ul pe care l-am. Cei care sunteți abonați vechi îl știți. Versus E36-ul ăsta. Ce remul le-am pus la unii, dar dacă se strâng la vlogul ăsta, nu știu, 3000 de like-uri să văd că vreți vlogul ăla, o să-l pun și pe ăla. Plus că n-ați mai văzut seria 5-ul de mult și s-au schimbat multe chestii la el. Bă, dar miroase a mort în ea, sincer. Ia loc, frate, ia loc. Scaunul ăsta care nu-i din piele și la mașina mea e scaunul de piele, da? Deci deja avem un dezavantaj pentru Dacia, te rog frumos, intră să știi că-s confort. E drept, s-ar putea să nu ai loc pentru că scaunul ăsta e foarte sus. Da, n-am loc mult. Dar mai jos. Nu știu dacă pot să fac asta la Dacia. Da, nu pot să intru. Ia uite, bă, ce mare pare, dar vezi că are plafonul din piele. Vedem aici că volanul nu se prezintă neapărat cel mai bun. Pentru mașina asta, asta e un volan de ăla de drift cu igriliții. Ia să vedem dacă știu să-l și dau jos. Mamă, poate îmi dau cu el în dinți. Nu merge. La mașina asta avem 3 chei. Da, chei de apartament, chei de cămară, chei de unde ați văzut voi. Cheile astea nu sunt chei de mașină. Doamne, cât de cald e. Și hai să vă arăt acum care e problema pe care încercăm să o rezolvăm în vlogul ăsta. Și stați până la final să vedeți dacă am reușit. Deci, hai să vă facem o... Ah, și mi-am dat cu asta în picior. Hai să vă fac o scurtă prezentare. V-ați prins, da, care e problema, mașina nu pornește. Da, hai să mergem un pic și la E36 că parcă prea l-am neglijat. Și am început prea din prima, frate, cu Dacia asta. Foarte important să nu pierd cheia de la Dacia asta. Mi-ai serii să am grijă de ea, cade ochii din cap. Pentru că nu e electrică și m-am uitat în dreapta și am văzut ceva amuzant, scuze, să vă arăt și voi imediat. Și n-are cum să fac alta. Aici, dacă filmez pe plafon, știi cine sunt ăștia doi? Mă știi proprietarii. Wow. Da, vere. Și acum hai să intrăm și în E36 repede. Bam, vedeți că aici începem direct cu trapă. Da, eu dacă îmi fac aici chipul, nu prea pot că e pe trapă și gen, ar trebui să-l fac mic. La E36 nu mai avem deja problema asta în care, vezi, domne, nu-mi pornește mașina sau nu știu ce, pentru că pornește la sfert de cheie, fiți atenți. Bă, nu s-a chinuit, mă, mașina asta. Pe lângă faptul că mașina mea are un motor mic, mașina din spate are un motor mai mic. Mașina mea se aude așa. Sper să nu mă certe nimeni. Și mașina aia se aude de 10 ori mai tare și nu exagerez. Și dacă vreți să vedeți cum se aude mașina aia, stați până la finalul vlogului. Bă, din fața așa se prezintă mașinile și am uitat să specific că fac clipul ăsta pentru că ambele mașini sunt modificate. Mă rog, abia acum încep să modific pe asta, dar asta e deja într-un stadiu, adică hai să dăm repede un tur. Jante, mă rog, e cam ridicat aici. Intru cu totul sub mașina asta dacă mă chinui. Bă, intru, da. N-are discuri de frână. Cred că e pe sabosca la bicicletă. Spoilerul, veniți să vedeți aici evacuări, m-a dat în bagambi pum pe ele. Și uite că am găsit ceva ce au în comun mașinile astea două. Topurile, frate. Roșu, alb, portocaliu, roșu, alb, portocaliu. Spoilerul meu e mai tare. Evacuarea mea e mai nașpa. Să nu uităm de geamurile negre pentru că mașina asta e mașină de mafie. Și să nu uităm de capota, frate, care e quick release. Mașina asta a fost făcută să meargă cu 70 de ore, cred, atât prindea mașina asta. Stai așa, frate, cum te duceai la mare în mașina asta? Asta cum e acum, gen? Erai boss. Dar dacă trecea unul ăsta pe lângă tine prin 96, dacă aveai mașina asta, erai șmecher. Eu am întârziat un pic, nici nu eram născut atunci. Și mai e un lucru în comun. Batem aici, mă rog, am tremura asta. Și avem asta, frate, sticlă pe faruri. Frumos, periculos pentru pieton, dar nu contează. Numerele cred că și aici sunt lipite. Bă! Numerele astea nu-s lipite cu banda adezivă, sunt cu scaiz de aia cu care se lege Adidas, știi ce zic? Și al meu e pus cu bandă dublu adezivă. Și ați văzut că interiorul de la mașina aia e textil, al meu e de piele. În 96, stăteai vara în mașina asta, deci transpira aici pe spate, te duceai și la o întâlnire cu o fată și veneai tot udloarcă. Pentru aici ai pățit. Am interior de piele la mașină. Frumos se aude, aș face asta toată ziua. Calage se aude. De auzit ați auzit cum se aude? Ce să vă mai rămân? Hai să încercăm să pornim pe aia vere, că chiar sunt foarte curios să văd cum se aude. De trapa am zis? Da, e tare trapa. Și țineți cont că mașina e din 75, da? Face 50 de ani. Mașina asta face 30 de ani. E o diferență de 20 de ani între ele în care tehnologia s-a schimbat un pic. Aia n-are radio, are mai multe butoane urâte, dar bă, pare o mașină de curse. Low-key chiar îmi place mașina aia și n-aveți, frate, cum să fiți hater. Pentru o Dacia arată bine rău de tot. Cred că am pierdut cheile de la Dacia. Scuze. Cu ce mă ocup de-mi permit mașina asta, da, frate, nu e așa? Am vreo 300 de proprietăți pe numele meu, adică toate apartamentele din Cosmopolis, dacă vreți să stați în ele, de mine dați, cu mine trebuie să vorbiți. Paulica, acum hai să-ți dau niște vești proaste. Frate, trebuie să împingem mașina. Să nu dăm în alea două. Și asta. Nu, nu, e bine că nu dăm în golful ăla, sper. Așa, cât o împinge el, hai să vă arăt și evacuarea, că mie mi se pare tare. Auto, ce dă cu spatele mașina. Un cal putere are. O, dai în piatră, băi. Băi, am o curiozitate, noi am împins-o atât și mă gândesc dacă poate s-a încărcat bateria. Fiți atenți, ăsta e șocul de care ne-ai zis că trebuie să tragem. E tras la maxim. Dacă are bateria stricată, am o soluție, trebuie să mergem să facem un rost de un cablu din ăla de curent. Dacă n-are benzină, trebuie să mergem să-i luăm benzină. Înapoi, hai să o dăm înapoi în spate. Nu așa. Ah, mi-a venit ușa pe picior. Fii atent, bă, când îți zic, împingi, da? What the fuck, la asta trebuie să-i ghicești viteza. Uite. Unu și... Gata, cred că i-am omorât bateria. Nu merge, stai că intrăm în mașină.
bă, stai! Am început operațiunea, Robi merge și caută benzină pentru Dacia, trebuie să mă duc să-i cumpăr un bidon de la special pentru benzină, că cică n-ai voie să pui benzină în din astea de plastic. Bine că ne-am gândit mai bine, noi normal voiam să împingem mașina până la benzinărie, dar ne-am dat seama că n-avem voie să împingem până acolo și am luat un bidon din ăla special pentru benzină. Am pus benzină și acum hai să vedem ce se întâmplă. Ori, hai să vedem dacă putem să pornim mașina. Au, ce m-am lovit! E pe liber? Cred că trebuie să mergem să luăm cabluri. Mi-am dat seama că nu știm să deschidem capota, așa că hai să vedem pe aici butoanele. Bă, de ce nu e ca o mașină normală să aibă clapeta aia de care traci gata? A, uite aici o clapetă. Bă, ce-ai făcut, mă? Sper să n-aibă nevoie de asta, nu știu ce e asta. Uite un buton. A, e de la ventilație. Hai să apelăm la prietenii mei, poate vor să ne ajute. Da, Robi. Ce faci, Bur? Am o problemă, poți să mă ajuți? Sunt în promenadă, zi. A, voiam să te întreb dacă ai cabluri din alea de pus la baterie, să o pornești. Mă, bătai că... A, ok, îl sun pe el, mersi. Da, ai repare să venim. A, bine, atunci vă aștept pe voi. Când vine Daniel, n-are cum să nu meargă. Nu mai are curent. Hai băieți, să învățăm împreună. Scrieți chiar acum în secțiunea de comentarii dacă credeți că o să pornească Dacia. Băi, eu neapărat vreau să vă arăt cum se aude mașina asta. Ce bine îmi pare că s-au uitat viscurile la mine. Așa se deblochează. Ia uite, bă! Dacă nu-i vine benzina, nu are. Azi am băgat 2 litri. Nu are benzină, cu ce vrea să pornească? Băi, și benzina pe care am pus-o eu, unde s-a dus? Trage cu gura, vezi dacă vine benzina. Trage. Gustul simt. Lasă-l, a venit. Ce m-am pișcat cu benzină. Nu vrei să mai sug un pic din el? Păi să nu faceți ce fac eu. Ia uite, bă, am benzină pe cameră. E pe aici? Bă, am eu în gură benzina. Ia mă, oare curge pe undeva? Nu curge pe nicăieri. Bă, dacă nici de data asta nu pornește, că am băgat de 50 de lei și vin spre inimile voastre, băieți. Hai, poate nu încape toată, să mai pun și în BMW. Aaa, și punem aici. Da. Sper că nu e nevoie să vă zic în fiecare vlog că nu trebuie să faceți asta acasă. Ai pornit-o și ai oprit-o? Cam miroase arzi. Asta ce e? Albastru. Filtru de aer, sport. Da, mă, da! Nu, m-am bucurat prea repede. Mai mult decât să-i dăm foc, n-avem ce să-i facem. A, tare! Doamne, cât m-am chinuit pentru asta. Hai băieți, să dăm și o tură, pentru că nu degeaba ne-am chinuit să o pornim. Așa se simțeau șmecherii în 1950. Cum stăm așa noi de cocoșați în mașină. Bă, nici n-atinge. Mamă, dar cum învârți volanul, tot îmi vine să cred că tu vrei să faci o nebunie, să faci un drift, să faci ceva cu ea. Dar n-ai sârbul direct. Pune mâna pe el să vezi. Mamă! Ce tata a avut-o, Dacia, de-aia a vândut-o mama la fier vechi. Ia. Hai să stricăm lui. Hai să scoatem un pic, vrei? Hai să-mi pun centura. E centura vere, că asta nu mai este brătat de ghiozdan. Murim! Nu aici a dat până... Nu aici a dat până în buturul ca aia, nu murim! Dar nu zbori în iarbă! Mamă, cum facem volanul? Asta se strică, mamă, fii atent că intrăm în gardul ăla. Doamne, sper să nu vadă Edi vlogul ăsta. Bă, fără să vrem, a devenit un test de durabilitate, dar eu nu bag BMW-ul aici. Ia uite-te în spate. Ne-am dat a patra. Am băgat de 20 de lei motorină. Mamă, a sărit o piață. O băgăm în apă. Mă, nu băgăm în apă, Daniel. Mamă. Se rupe. Nu așa credeam că o să meargă vlogul ăsta, credeți-mă. Nu vă drumul. Ne vede el. Corect. Se rupe tot pe subiacu. Hai mă că nu e a noastră. Hai să dăm un pic și plecăm. Vă vezi că aici e șanță. Arăt ultima chestie pe vlog. Ce ziceți? O să pornesc mașina cu un singur deget? Nu. Hai să facem o probă. Cum pornești o mașină cu un deget? Că ai nevoie și de picioare și de... Băi, băiatule, nu vine să cred. Noi ca proștii am inventat chei. Daniel ca de fiecare dată mă dă pe spate. Nu-mi vine să cred, am trăit azi. Wow. Și chiar mi se pare tare. Și hai să vă arăt cum se aude evacuarea.